Pentru viață în cea mai înaltă clădire din România, 600 de oameni au urcat tot atâtea trepte pentru a-i ajuta pe bolnavii de cancer în fază terminală. Toți banii strânși din taxa de înscriere vor merge către finalizarea celui mai mare centru de îngrijiri paliative din România. Și 4 de etaje sau 680 de trepte, mai puțin de 4 minute. O performanță pentru cine nu e prieten cu sportul în fiecare zi. Chiar și așa, 600 de oameni au vrut să arate că se poate și s-au întrecut în cea mai înaltă clădire din România. E un lucru minunat și de apreciat ambiția lor, pentru că, vă rog să mă credeți, pe parcursul etajelor ai de nenumărate ori tendința de a renunța, ți se pare că ți s-au tăiat picioarele. Împreună putem să dăm o mână de ajutor. Greu, ușor, 34? Greu. E clar mai greu decât în plan. M-am încercat să-mi experiența o singură dată. Nu e ușor. Măcar cauza nobilă să fie un... Exact, hospice. Toată lumea a trecut linia de finish cu un singur gând. Niciun efort nu e deprisos când vine vorba despre o cauză nobilă. Banii strânși din taxa de participare vor fi donați pentru construcția celui mai mare spital pentru îngrijire paliativă din România. Scopul este să promovăm un stil de viață sănătos pentru toți angajații din corporații, iar considerăm că Sky Tower-ul este clădirea perfectă. Anul acesta vom alerga pentru fundația Hospice. Cine nu a ajuns astăzi ca să își demonstreze rezistența mai poate da o mână de ajutor bolnavilor de cancer și copiilor cu boli grave. Fiecare companie poate să redirecționeze 20% din impozitul pe profit către un ONG. Încercăm să motivăm cât mai multe companii să ne susțină pentru acest proiect foarte mare. Donația se face sub forma unei sponsorizări stabilite prin contract până la 31 decembrie. Centrul de îngrijiri paliative din București va avea o capacitate de tratament de 2000 de pacienți pe an și pentru deschidere ar mai fi nevoie de 900.000 de euro.